Bună ziua, dragi prieteni, dragi colaboratori și dragi noi persoane care sunteți interesați de aceste materiale care oferă valoare. Numele meu este Ancuța Chiorian și sunt un simplu om care are experiență de viață și dorește să împărtășească câteva lucruri atât de importante și atât de minunate legate de viața aceasta și de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru cine nu mă cunoaște, am absolvit Academia de Business la Cambridge. În acest sens am experiență de peste 20 de ani în marketing, dar am terminat acum cu ajutorul lui Dumnezeu psihologia 5 ani grei și doresc ca aceste cursuri, aceste emisiuni pe care le efectuez cu atât de mult drag și efort, pot să spun, să le integrez în cabinetul meu, pentru că aceste emisiuni au rolul de a mări valoarea persoanei și de a crede mai mult că totul este posibil cu perseverență, devotament și cu acțiune. Tema zilei de astăzi este o temă mai specială, o temă pe care am mai amintit-o de-a lungul emisiunilor pe care le-am efectuat împreună. Însă, înainte de a da curs acestei emisiuni extraordinare, permiteți-mi să vă spun un citat pe care chiar astăzi l-am integrat în povestea zilei pe Facebook. Un citat al Mariei Tereza, un citat care pe mine vă spun că m-a șocat când l-am citit, și cu toții le știm și le-am auzit, da? Însă ea spune: oamenii care se iubesc unii pe alții profund și adevărat sunt cei mai fericiți oameni din lume. Este atât de impresionant acest citat și atât de mult m-a, să zic așa, atins în profuzimea ființei mele și am zis: măi, hai să vedem, să fac o mică cercetare și să văd ce înseamnă acest aspect. Și iată ce am găsit legat de acest lucru, pentru că cei mai fericiți oameni din lume sunt cei care se iubesc și se acceptă unii pe ceilalți. Însă ce se întâmplă atunci când primești o ofensă sau ești învinuit, sau ce se întâmplă atunci când nevinovat ești victima unei circumstanțe, să zic așa, negative? Ce este foarte important atunci? Să nu ne pierdem strălucirea. Și acești oameni care sunt iubitori, ei sunt tot timpul fericiți, chiar dacă au răni poate nevindecate în suflet. Poate aceste persoane, da, suferă în tăcere, însă știu că există un Dumnezeu care vede și care răsplătește toate lucrurile, pentru că este legea universală: ce dai vei primi. Însă, cum îi cunoaștem pe oamenii fericiți? Pentru că acest aspect este deosebit de important pentru noi. Și anume, oamenii fericiți nu bârfesc. Singurii oameni care nu bârfesc sunt aceia care în adâncul lor simt că viața lor este destul de împlinită. Aceștia sunt foarte, foarte degajați, da? Și nu e nevoie să ne ocupăm de viețile altor persoane, da? Cu un alt fel de comportament, căci acestea nu face decât să ne portretizeze într-un mod patetic și ne face să părem oarecum ipocriți. Apoi, oamenii fericiți nu își bat capul cu problemele altora. Ce înseamnă acest lucru? Ei este faptul că ei nu reușesc să își vadă de treburile lor. Atunci simt cel mai probabil un cuvânt așa urât, aș putea spune indiscret, să caute greșelile alții doar ca să se simtă ei într-un fel mai bine. Acești oameni nu prea știu să își pigmenteze viața cu activități interesante și atunci își consumă timpul preocupându-se de cele care, să zic, nu au ei nevoie necesar,
de ce li se întâmplă altora sau ce fac alții. Acest lucru, dar n-ar trebui să ne atingă nici măcar cu un vârf de ac. Apoi, oamenii fericiți nu gândesc negativ. Atât de important este gândul nostru, dragii mei prieteni, cum nici nu vă puteți gândi. Doar schimbarea din negativ în pozitiv vă schimbă fluxul de energie și vă neutralizează pH-ul. Există oameni care, simțindu-se mereu neîmpliniți, se plâng mereu de orice, iar de cealaltă parte îi avem pe oamenii fericiți care văd mereu mai degrabă jumătatea plină a paharului și caută în mod constant lucruri din ce în ce mai interesante în viața lor. Să gândești pozitiv este o artă, este o educație, este o autodisciplină, dar o condiție esențială în economia unei vieți fericite. Astfel, concentrându-ne pe ce avem noi mai bun, pe calitățile altora, da? Și nu asupra defectelor, ne face pe noi să fim noi frumoși, pentru că fericirea este o scripire din nou care niciun far din această lume, oricât de scump ar fi, nu ne-o poate oferi. Apoi, oamenii fericiți nu sunt invidioși. Aici este atât de important aspectul acesta. Pentru că un om fericit nu are absolut niciun motiv să fie invidios pe alte persoane. De ce? Pentru că el recunoaște aspectele pozitive din viața lui, care nu trebuie să fie identice cu ale celorlalți. Mai mult, oamenii care nu sunt invidioși nu se compară cu ceilalți, pentru că sunt mulțumiți cu propriul drum în viață, cu ceea ce au, în loc să se poarte cu invidie, ei se bucură sincer pentru succesele celor din jur și celebrează succesele lor. Este magnific acest aspect, pentru că odată ce tu te bucuri, acea bucurie va veni spre tine. Pentru că ce dăruiești vei primi. Este un bumerang totul. Apoi, oamenii fericiți nu au nevoie de confirmările altora. Da, aici poate și eu am puțin de lucru, da? Și, de fapt, cu toții avem. Însă, oamenii fericiți nu-și doresc cu ardoare aprecierile și confirmările celorlalți, pentru că ei sunt suficienți și ei știu acest lucru. Pentru că ei își recunosc propria lor valoare și au autonomie și respect bine definit. Valori bine fundamentate și nu trăiesc în funcție de așteptările celorlalți. Ei știu că trebuie să facă lucruri pentru ei înșiși, lucruri care să-i ajute să evolueze în viață, iar faptul că nu sunt preocupați de părerile celorlalți îi ajută să își trateze un drum al perspectivei personale diferit, da? Independent de al celorlalți. Pentru că, da, noi suntem independenți, însă formăm un tot unitar în acest univers creat de Dumnezeu prin ca un buchețel de flori. Fiecare floare este diferită, fiecare persoană este diferită. Și ce frumos se formează un buchet, da, cu astfel de personalități. Apoi, oamenii fericiți nu caută răzbunare. Asta o fac pentru că nu există niciun motiv pentru care ne-am dorit să ne răzbunăm pe o altă persoană. E mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt, în voia legilor universale, iar noi să ne continuăm viața, drumul nostru minunat și lin, fără a ne lăsa copleșiți de gândurile negative și dorința de răzbunare. Singura metodă prin care ne putem să ne desprindem de dorința de răzbunare este să renunțăm și să acceptăm o persoană sau o situație așa cum este ea. Apoi, oamenii fericiți nu au resentimente. Da, ei se trăi iertători. Dacă te gândești la ceva care nu te-a afectat, este foarte bine. Dar dacă ceva te-a marcat într-un fel sau altul, nu faci altceva decât să amplifici acea suferință interioară, iar oamenii pozitivi știu acest lucru și, în consecință, preferă să nu se mai gândească la lucrurile negative, ci să renunțe, să le lase să plece. Sentimentul de a renunța la furie este unul dintre cele mai importante sentimente și este unul foarte liberator. Apoi, oamenii fericiți împliniți cu viața lor fac ca chimia să se transmită peste tot în jurul lor și astfel să atragă situații extraordinar de minunate și viața lor să fie un balsam pentru alții. Și, sincer vorbind, chiar asta totdeauna mi-am dorit. Apoi, oamenii fericiți nu țin neapărat să aibă ei dreptate.
Foarte mulți oameni au tendința de a ține cu dinții la convingerile lor pentru că nu își doresc decât să aibă doar ei dreptate. Mulți renunță la ceea ce cred, nici măcar atunci când le sunt prezentate argumentele solide. A nu accepta și alte perspective trădează un ego mai accentuat. Însă, este mai bine să ne menținem opiniile cu mult calm, știind că este mai bine să fii fericit decât să ai dreptate, pentru că prin dreptate s-au făcut foarte multe războaie, pe când fericirea aduce pace. Și atunci, noi nu putem să schimbăm. Dumnezeu nu ne obligă să ne schimbăm. Atunci, să acceptăm pe fiecare așa cum este și să îi dorim binele, iar binele se va întoarce la noi, este cel mai important. De ce? Avem o sănătate fizică, spirituală, mentală, desăvârșită. Apoi, oamenii fericiți nu au așteptări. Acest lucru este extrem de important, deoarece astăzi, pe acest pământ, toți oamenii, practic, dacă au o relație, se așteaptă la ceva din partea acelei relații, dar nu se gândesc, mă, eu vin în această relație să ofer prima dată și apoi să primesc, da? Dar nu eu vin să pretind, da, anumite chestiuni, ceea ce este atât de urât. Iar una dintre cele mai mari provocări ale vieții este aceea de a accepta pe oameni așa cum sunt. Și dacă noi facem acest lucru, să știți că vom atrage situații și evenimente care ne vor ajuta și ne vor schimba perspectivele și cursurile vieții noastre. Am ținut foarte mult ca să menționez acest aspect al fericirii, pentru că, da, scopul emisiunilor pe care le efectuez este să ne șlefuiască personalitatea și să ne atingem potențialul și visul nostru, pentru că, de fapt, nu suntem ceea ce am primit, am pățit, suntem ceea ce noi alegem să devenim, pentru că nicio situație nu ne poate deranja dacă noi nu-i dăm voie. O situație ne va deranja dacă noi îi dăm voie. Dacă noi o oprim și spunem stop, nu va genera în subconștientul nostru, da, acele reacții chimice nefavorabile care generează în boli și în foarte multe rele. Bun, haideți acum să începem, da, lecția noastră. Este o lecție extraordinar de minunată și vă rog să îmi permiteți să și share-uiesc ecranul, pentru că așa ne-am și iată, ziua 11 este o dimineață plină de binecuvântări unică. Deci, această tehnică, să facem dimineața unică, printr-o recunoștință mai specială, încercați-o și voi. Și aș vrea, după ce faceți acest lucru, să-mi spuneți cum vă simțiți. De ce? Pentru că Marcus Aurelius, un mare împărat roman, a spus, ori de câte ori te trezești dimineața, gândește-te la privilegiul de a fi în viață, de a putea gândi, iubi și de a te putea bucura. Câți dintre noi facem acest lucru? Modalitatea cea mai simplă și mai ușoară de a ne asigura că vom avea o parte de zi plină de, să zic așa, miracole, pline de, să zic așa, aspecte fantastice, fenomenale, constă în a ne umple diminețile cu vibrația recunoștinței. Prin încorporarea acestei vibrații în rutina noastră de dimineață, ne vom putea bucura de beneficiile sale fenomenale de-a lungul întregii zile. Fiecare dimineață oferă nenumărate oportunități pentru a oferi mulțumiri. Lucru pe care îl putem face ușor, fără a avea nevoie de timp suplimentar, în timp ce ne vedem de alte treburi. Există și un bonus suplimentar, și anume rutinele zilnice sunt momentele în care ne putem face cel mai mare rău, emițând gânduri negative fără să ne dăm seama. Din fericire, atunci când ne gândim la motive de recunoștință, gândurile negative nu mai au acces în mintea noastră, iar noi le putem anihila. De aceea,
dacă noi învățăm această tehnică, să o practicăm în fiecare zi, diminețile, ne vom putea începe ziua într-o stare mult mai bună de spirit, de fericire, de încredere în sine, care va declanșa automat miracole în viața noastră. De aceea, rostește astăzi cuvântul fabulos, mulțumesc, imediat după ce te trezești, înainte de a te da jos din pat și de a face orice altceva. Mulțumește pentru faptul că ești în viață și pentru că ți-a fost oferită o nouă zi pe care o poți savura. Da, acest aspect este deosebit de important, pentru că viața este însăși un dar de la Dumnezeu. Mulțumindu-i Lui în fiecare dimineață că ne-am trezit și începând o nouă zi spunând cuvântul spectaculos mulțumesc, va aduce niște conotații inimaginabile în sistemul nostru funcțional, nervos, simpatic, parasimpatic, în creierul nostru, da? Și în, având o foarte bogată alcalinitate în sânge, chiar provocând, să știți, vindecări. Fiind viața un dar de la Dumnezeu, faptul că noi vorbim cu Dumnezeu și spunem mulțumesc, ne va ajuta să ne schimbăm practic 180 de grade gândirea negativă. Însă, acest fapt este chiar un cadou. Fiecare zi pe care noi o trăim este un cadou de la Dumnezeu. Gândiți-vă, astăzi este, să zic, sâmbătă, da? Astăzi este 18 iunie 2022. Când ne vom mai întâlni noi vreodată pe această dată? De aceea, fiecare zi este un cadou. Este un spectacol. Faceți un spectacol frumoasă. Pentru că nimănui nu este garantată ziua de mâine. Și atunci, de ce astăzi să fim negativiști? Să nu mai spun alte cuvinte. Dacă vi se pare că o nouă zi din viață nu înseamnă mare lucru, încercați să săriți peste o zi. Veți putea? De aceea, indiferent cât de adormiți sunteți dimineața și dacă în față vă așteaptă o nouă zi de muncă sau una de odihnă, în timpul weekendului începeți ziua rostind cuvântul spectaculos, mulțumesc, adresându-i noi zile din viață o nouă perspectivă. Spunând mulțumesc pentru somnul odihnitor pe care l-ați avut, pentru că ați avut privilegiul de a dormi într-un pat cu așternuturi și perne. Apoi spuneți mulțumesc pentru baia care o aveți, pentru robinetele pe care le învârtiți și care vă permit să vă bucurați de apa curată, caldă sau rece fiecare dimineață. Spuneți mulțumesc că, gândindu-vă la toți oamenii care au săpat acele șanțuri și au instalat conducte în întreaga țară pentru ca noi să ne bucurăm de apa care curge simplu la robinet. Este un mare privilegiu, pentru că dacă ne gândim la țările subdezvoltate, ei n-au așa ceva. Mai de mult, dacă vă amintiți țăranii, da, acum 100 de ani, ei nu își puteau să conceapă să aibă robinet la apă, în baie. Iar noi ne bucurăm de atâtea facilități fenomenale, încât nici nu putem, n-avem cuvinte, dar de apreciere, de ajuns să spunem lui Dumnezeu în ce timpuri minunate și privilegiate trăim. Apoi spuneți mulțumesc la pasta de dinți pe periuță pe care o puteți pune. Fără această pastă nu v-ați putea începe ziua într-o manieră plăcută, nu? Apoi spuneți mulțumesc prosoapelor, săpunului, oglinzii și tuturor celorlalte lucruri sau articole din baie care vă ajută să vă simțiți proaspeți și să vă treziți pregătiți puternic pentru o zi extraordinară care tocmai începe. În timp ce vă îmbrăcați, gândiți-vă cât de privilegiați sunteți că aveți haine, că le puteți purta aceste haine. Spuneți-le mulțumesc atunci când le îmbrăcați. Gândiți-vă câți oameni s-au implicat în confecționarea acestor haine, a transportului. Mai ales că mulți alții lucrează în alte țări și ați cumpărat o haină, da, din import sau din export. Aveți pantofi. Ce important este, pentru că știți foarte bine că în Africa oamenii umblă mai mult de sculți. Din fericire, noi avem
pantofi și putem să umblăm încălțați de când ei sunt desculți. Ce este foarte important aici, pentru unii poate mi se pare un lucru atât de banal, dar întotdeauna m-a încântat, așa cum spune acest scriitor, Priestley, dramaturg, întotdeauna m-a încântat perspectiva unei zile care începe. Aceasta reprezintă un nou început, o nouă șansă și poate chiar o realitate fenomenală mă așteaptă în această zi. Gândirea în această manieră este atât de constructivă încât nici vă puteți da seama. Transformându-vă în mod fenomenal întreaga zi cu aceste gânduri, aplicând o recunoștință concentrată de-a lungul întregii rutine de dimineață, de când deschideți ochii și până când vă încălțați și vă pregătiți să plecați spre destinația unde v-ați propus în acea zi, acest cuvânt mulțumesc pentru tot ceea ce faceți sau atingeți, indiferent în ce constă această rutină de dimineață, aplicată va face o spectaculoasă diferență începând de astăzi. Dacă primul lucru pe care îl faceți dimineața este consumarea micului dejun, spuneți cuvântul extraordinar de important, mulțumesc tuturor alimentelor, ceaiului, cafelei, sucului de fructe, vaselor și tacâmurilor pe care le folosiți. În acest fel, îți vei începe dimineața într-o manieră dintre cele mai plăcute și te vei impregna cu energie pozitivă a recunoștinței, care te va ține energizat întreaga zi. Exprimă-ți recunoștința pentru toate aparatele din bucătărie pe care le folosești, frigider, aragaz, cuptor, prăjitor de pâine, plitul de cafea, ceainic. Iar în fiecare dimineață, atunci când mă trezesc și spun mulțumesc, în timp ce ating solul, mă simt fenomenal că sunt în viață. Pentru că îmi încep astfel ziua în starea de recunoștință și spun mulțumesc și pe drumul către baie, în fiecare pas pe care îl fac, iar apoi ori de câte ori ating sau folosesc un articol sau altul, sau mă îmbrac și mă pregătesc să-mi încep ziua, îmi confirmă de fiecare dată că recunoștința mea a dat rezultate și că voi avea parte de o zi extraordinară, fantastică. De-a lungul zilei mă simt efectiv însoțită de o putere fenomenală ce mă protejează și mă călăuzește, iar lucrurile bune nu contenesc să mi se întâmple. Mă simt astfel din ce în ce mai recunoscătoare, fapt care accelerează și mai mult fluxul de binecuvântări, atrăgând noi lucruri bune în viața mea și noi perspective. Ți s-a întâmplat să trăiești o zi în care totul părea să-ți iasă ca prin minune la întâmplare, legându-se în mod armonios? Ei bine, exact așa se petrece sau se va petrece în viața ta când tu vei practica aceste dimineți pline de recunoștință. Da? Doar că procesul va fi mult mai amplificat. Acum, pentru că am subliniat aceste lucruri, haideți ca să facem o mică recapitulare cu tehnica de astăzi, a zilei a 11-a, da? Dimineți binecuvântate. Și primul lucru este, de îndată ce ne-am trezit, să spunem cuvântul fenomenal, extraordinar, mulțumesc, înainte de a face orice altceva. 2. De când deschidem ochii până când suntem gata de plecare, să continuăm să repetăm la infinit cuvântul fenomenal mulțumesc pentru tot ceea ce facem și pentru toate obiectivele pe care le atingem și le folosim. Apoi, 3. Să enumerăm binecuvântările din viața noastră, făcând o listă cu 10 binecuvântări. Notează alături de ele și motivele pentru care ne simțim sau te simți recunoscător, și recitește lista după fiecare binecuvântare, spunând de 3 ori mulțumesc, 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 cu o intensitate cât mai mare a trăirii. Și bineînțeles, să nu uităm, avem o piatră a recunoștinței care ne va reaminti la capul nostru pentru ce suntem recunoscători pentru ziua care tocmai a trecut. Da? Că am luat 10 la examen, că
cineva ne-a ajutat într-un mod spectaculos, da? Că am primit respectul unei persoane, că cineva fabulos ne apreciază, că cineva da, s-a alăturat echipei noastre. Și sunt foarte multe lucruri sau aspecte care ne-au făcut ziua mai frumoasă și pentru care să simțim, să spunem mulțumesc. Bun! Urmează așa cum ne-am obișnuit tehnica aceasta EFT și eu vă mulțumesc pentru audiție, pentru că ați fost cu mine în această zi și săptămâna viitoare ne vom întâlni cu a 12-a tehnică despre recunoștință. Iar până atunci, haideți ca să începem, așa cum ne-am obișnuit, dar cu un motiv care ne-a făcut să ne simțim un pic mai triști în această săptămână, să putem să-l anihilăm și să-l putem dizolva. Și așa cum foarte, foarte bine știm, ce trebuie să facem, da? Să identificăm o situație din viața noastră, da? Actuală, acum, care generează un stres. Și să o descriem în câteva cuvinte. De exemplu, cineva m-a jignit sau m-a insultat, nevinovată, da? Apoi să descriem și să identificăm sentimentul negativ, da? Care ne-l oferă această situație și care ne preocupă. De exemplu, supărarea, anxietatea, îmi provoacă anxietate, îmi provoacă tristețe, îmi provoacă dezarmonie cu mine, da? Și punctul cel mai important, partea pozitivă, să putem identifica sentimentul pozitiv pe care noi vrem să îl simțim, da? Și anume iertare, să simțim armonie, să simțim degajare, să simțim detașare de acea situație, de acea persoană care ne-a rănit, da? Și haideți ca să începem cu, da, cu acest punct de carate și să tapăm, da, de între 7 și 10 ori, de 3 ori, da, să spunem acel sentiment negativ, da, deși mă simt foarte tristă din cauza că am fost rănită și am fost descurajată, mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Deși mă simt foarte tristă și dată la o parte, mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Deși mă simt alungată și părăsită de acea persoană care am ajutat-o, știu că Dumnezeu are o rezolvare și că toate lucrurile sunt spre binele meu suprem. Da? Și acum ce facem? Da? Începem ca să spunem, da, și să tapăm această da, parte a corpului nostru, cele 8 puncte, da? Și să putem să eliminăm acea senzație care ne provoacă foarte, foarte mult, foarte mult stres, da? Și începem, da? Mă simt foarte, foarte rău din cauza acelei persoane care mi-a făcut rău, care s-a purtat urât cu mine. Știu că acea persoană poate a avut o situație, o problemă a ei și a fost descurajată, dar mă simt atât de frustrată, atât de tristă, atât de alungată și atât de apăsat de acest sentiment de durere, încât așa parcă îmi pierd toată energia, parcă sunt foarte, foarte dusă de la sinele meu suprem. Sunt chiar ca și cum aș fi o altă persoană, atât de tristă mă simt. Îmi dau voie ca să mă detașez de acest sentiment de tristețe. Îmi dau voie ca să mă detașez complet, pentru că știu că Dumnezeu are un scop, are ceva minunat pentru mine. Știu că Dumnezeu mă va ajuta și va trimite, dar prin alte persoane, mângâietori sau lucruri minunate care să mă ajute și care să mă facă ca să mă simt foarte bine, pentru că eu am făcut doar
lucruri bune și lucruri bune se vor întâmpla. Și acum, da, vom spune partea pozitivă, da, acum aleg să mă eliberez de acest sentiment de vină, de vinovăție, de rușine. Aleg să mă eliberez de faptul că această persoană m-a supărat, m-a jignit, m-a tratat într-un mod nedrept. Îi doresc toate cele bune și sunt convinsă că toate aceste lucruri au menirea ca să mă facă o persoană puternică, să mă cioplească, să mă ajute să fiu un diamant muncitor, astfel încât toate aceste situații care vor mai veni să fie pentru mine un precedent și să știu cum să acționez cu o deosebită înțelepciune, cu iubire și mai mult cu detașare. Și îi mulțumesc la Dumnezeu pentru faptul că m-a eliberat, mă simt foarte bine și îi mulțumesc pentru că m-a ajutat. Respirăm de 3 ori. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Da, atât pentru astăzi. Ne vom vedea. Sper la Brașov să facă pentru ziua a 12-a o emisiune specială în pădurea, în Poiana Brașov. Asta o să văd acum. Îmi propun acest lucru și știu că totdeauna, atunci când ne propunem ceva, se va realiza, mai ales că tema emisiunii de săptămâna viitoare este legat de împlinirea dorințelor și anume să spunem mulțumesc înainte ca ele să se împlinească. Încercați și voi și o să vedeți că veți avea niște rezultate incredibile. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, la revedere!